Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Craiova s-a desfășurat astăzi conform programării. Ea a avut loc la o zi de când primarul Craiovei a fost reținut în urma audierii la DNA. Discuțiile au debutat cu o demisie. Când sunt despărgătate cu primarul Iaulița Vascescu, cu omul Iaulița Vascescu, când a început la acest moment, decizie personală. Sunt tatăl de copii și nu contest. Nu spun că este cineva perfect, dar vă spun din suflet. Trăim vremuri în care oricare dintre noi putem ajunge în situația doamnei primar. Este inadmisibil. Este inadmisibil pentru fapte care s-au petrecut acum 4 ani și de care teoretic se știa. Pentru faptul că s-au amenajat blocuri din orașul Craiova și pentru că s-au făcut atâtea pentru Craiova și pentru acest oraș care înflorește pe zi ce trece să ajungi să plătești cu libertatea. După ce Mihai Cilibiu a părăsit în lacrimi sala de consiliu, ședința a continuat. Pe ordinea de zi au fost 37 de puncte. Unul dintre acestea o mandatează pe Lia Olguța Vasilescu să voteze ordinea de zi în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj. El a trecut de votul consilierilor locali.